Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Programul Tomata a avut anul acesta un ecou peste așteptări în rândul micilor fermieri. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, faptul este îmbucurător, însă creează și anumite probleme legate de buget, care a fost estimat pentru 17.000 de cereri, iar în momentul de față sunt înregistrate pentru ciclul 1 din programul Tomata circa 23.000 de cereri. La rectificarea bugetară vor fi prevăzute fonduri suplimentare pentru ca programul Tomata de anul acesta să se poată desfășura în condiții bune. Trebuie o suplimentare a bugetului de stat și în luna iulie. Bugetul a fost estimat la 17.000 de cereri și în momentul de față sunt depuse 23.000. Sperăm ca toți fermierii să aducă documentele justificative și să-și primească subvențiile. Vreau să deschid ciclul 2 și sunt sigur că vom găsi resursele financiare. A mai declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru Gazeta Nouă, aflat într-o vizită la Slatina. Șeful MEADR a mai spus că intenționează să modifice programul de susținere a creșterii legumelor în spații protejate, astfel încât subvenția să fie regândită pe mai multe legume românești, nu numai pe tomate. Prin programul național strategic pe care Ministerul Agriculturii urmează să-l lanseze, partea de legumicultură va avea prioritate atât în accesarea de fonduri europene. Vom încerca să dotăm serele și solariile cu instalații de încălzit, iar subvenția ar trebui regândită pentru mai multe sortimente de legume românești, a precizat noul lider al MEADR. Pentru a avea legume sănătoase și hrănitoare, tratamentele fitosanitare au devenit o necesitate, mai ales în condițiile climatice din ce în ce mai capricioase. Umiditatea și căldura excesivă din ultima vreme pot scoate la iveală o multitudine de boli și dăunători. De aceea este mai important ca oricând să protejăm plantele. Dr. inginer Horia Ghibu ne prezintă o rețetă de tratament pentru toată grădina de legume, astfel încât să poți fi rapid și eficient în protejarea plantelor și să obții roade sănătoase. Informații de interes le găsiți într-un material video extras din emisiunea Ce vor plantele. Dacă doriți să adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la Agro TV. Tot pe platforma media agrotv.ro aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc. Cu bani puțini, multă imaginație și pasiune, orice balcon poate fi transformat într-o grădină, în miniatură. O spun chiar cercetătorii buzoieni care pun la dispoziția clienților o gamă variată de plante aromatice și legume la ghiveci. În spațiile mici din apartamente pot fi crescute inclusiv legume precum roșii, ardei și castraveți. Pentru a avea o grădină roditoare, specialiștii de la Stațiunea de Cercetare Legumicolă ne învață, pas cu pas, cum se cultivă fiecare plantă, dar și cum trebuie îngrijită. Primul pas spre amenajarea unei grădini în propriul balcon ar fi alegerea plantelor pe care ați vrea să le creșteți, cele pe care le consumați cel mai mult. De exemplu, pentru aromatizarea mâncărurilor, gospodinele folosesc cel mai des pătrunjel, leuștean și busuioc. Toate aceste plante sunt acum vândute și la ghiveci, la Stațiunea de Cercetare Legumicolă. Cercetătorii spun că nu sunt deloc pretențioase și pot fi o alegere potrivită pentru grădina din balcon. Pentru a fi roditoare, au nevoie de lumină, căldură și să nu fie udate în exces. Prețul unui ghiveci cu plante aromatice este de 4 lei. Avem și o ceapă pe care o putem cultiva la ghiveci. Despre ce este vorba? Este vorba despre ceapa Chives, care se cultivă pentru frunze și se pretează foarte ușor la cultivat pe balcon sau deținut ghiveciul în bucătărie. Ea arată în momentul acesta așa, încă nu este disponibilă la vânzare, o așteptăm să mai crească. Dar după sărbători va fi disponibilă celor interesați. La ce preț? Momentan, prețurile la ghivece sunt stabilite la 4 lei pe ghiveci. Pentru cei care vor să fie mai îndrăzneți, dar care dispun și de balcoane puțin mai mari, pot cultiva chiar și roșii, ardei sau castraveți. Iată cum se face acest lucru pas cu pas. Pregătiți o plantă. Pentru salata noastră putem folosi de asemenea la cultivarea la ghiveci și a castraveților. Nu vor produce foarte mult, într-adevăr, iubesc mai mult spațiile înalte, bine ventilate și se găsesc varietăți de castraveți care leagă foarte bine, inclusiv în condiții de temperatură ceva mai crescută.
și acestea se transplantează la ghivece și ajung de asemenea în acele găleți de 10 litri, o găleată normală de apă de plastic. Iar plantuțele noastre de ardei pot să vină fie la paleți, fie le punem la ghivecele, fiecare acasă cum reușește să-și producă rasadurile. Se desface pur și simplu de pe pereți amestecul, iată, plantuța noastră de ardei am scos-o și bineînțeles că se transplantează în ghiveciul mai mare. Se presează bine pământul pe lângă plantă, pentru că e vorba de aderarea solului de rădăcinuțe. Deci rădăcinuțele să fie în contact cu solul e foarte important, pentru că se produc acei perișori absorbanți și planta pornește în creștere, se rădăcinează bine, le udăm și deja avem plante pentru salata noastră în ghivece. Din grădina de pe balcon nu ar trebui să lipsească nici florile. Cercetătorii buzoieni vin cu o gamă variată de mușcate despre care spun că vor înfrumuseța spațiul, dar vor păzi și legumele de dăunători. O mușcată la ghiveci costă 10 lei. În ce condiții putem crește mușcatele la noi pe balcon? Mușcatele sunt plante iubitoare de lumină, însă anumite varietăți rezistă foarte bine și la semiumbră. Este o plantă căruia trebuie să-i asigurăm și o umiditate potrivită. Recomandăm ca în zilele caniculare să dușăm, spunem noi, plantele. Efectiv, scufundăm planta într-un vas mai mare cu apă pentru a scădea cu câteva grade temperatura, însă foarte important este să evităm contactul florilor, a petalelor, cu apa pentru a nu le deteriora. Cât costă? Aceste ghivece cu un diametru de 12 cm, stațiunea de cercetare le comercializează cu prețul de 10 lei. În concluzie, cei care se află în căutarea unui stil de viață sănătos și vor să fie siguri de ceea ce consumă, chiar dacă stau la bloc, pot opta pentru aceste grădini în miniatură, în care își pot produce fără probleme tot ce au nevoie pentru o salată gustoasă. Turul inovației în legumicultură, organizat de compania Syngenta la ferma Marcoser din Matca, județul Galați, a devenit deja o tradiție și numără până acum 15 ediții. Și de această dată au fost prezentate cele mai recente tehnologii folosite în solar pentru hibrizii de tomate și ardeioase din portofoliul Syngenta. De asemenea, specialiștii companiei au oferit informații esențiale și despre programele tehnologice recomandate în legumicultură. Syngenta este fără dar și poate cel mai important producător de soluții pentru protecția plantelor din legumicultura românească. Avem un portofoliu dedicat lor și foarte, foarte vast și nu cred că se poate face o cultură de legume fără Syngenta. Avem atât pe partea insecticide, să spun, produse importante, cât și pe partea de fungicide, dar și biostimulanțe de calitate. Aducem toate aceste soluții împreună într-un portofoliu pentru legumicultorii din România. Prima noastră întâlnire, colaborare împreună cu Syngenta la un astfel de eveniment a avut loc în anul 2008. Tot în fermă ne-am întâlnit și atunci și tot pentru a le prezenta fermierilor noutățile, atât din portofoliu Syngenta, cât și din portofoliu Marcoser, pentru că noi ne-am propus încă de la început să fim acea companie ce oferă consultanță, ce oferă, dacă vreți, informații fermierilor pentru ca ei să producă mai bine, mai sănătos și, de ce nu, și mai mult. Syngenta se numără printre companiile care produce acest tip de evenimente și, așa cum spuneam, un produs nou menit să le ușureze munca în ceea ce privește combaterea bolilor, bineînțeles și combaterea dăunătorilor. Dacă vorbim de produsul pentru combaterea bolilor, vorbim de Orondis Ultra, este un produs nou, un produs
Sigur, din punct de vedere al utilizării, noi având acest produs omologat în urmă cu 2 ani și la Cultura Viței de Vie, când am spus sigur, am spus-o pentru că deja a intrat în portofoliul fermierilor și ei îl folosesc cu succes. Și acest lucru se va întâmpla cu siguranță și la cultura de tomate, pentru că el are omologare la tomate. Un produs inovator, cu 2 substanțe active, un produs care, în momentul în care a fost aplicat, combate mana în proporție de 100%. 5 ardei din portofoliul Syngenta, 5 ardei care noi am făcut istorie cu o parte din ei, aici amintim Barbie și Sahem, sunt 2 ardei care, unul este iute și unul este ardei gras, tip blochi. Un ardei care, spunem noi, am ținut fruntea sus și încă o ținem, dar ținând cont de noile tendințe și schimbul ăsta al vremurilor, ca să zic așa, am venit și cu 2 ardei noi, ei se numesc Compadre și Coloreta. Suntem într-un solar unde Syngenta testează o gamă largă de semințe de hibrizi de tomate. Astăzi o să venim cu 2 hibrizi noi pe care Syngenta i-are la testare și urmează ca anul viitor să avem și la comercializare. Este vorba de Ivorino și Șerie. Sunt 2 hibrizi pe care noi i-am testat de 2 ani de zile și dau randament foarte bun pentru legumicultor. De un an de zile am adus la comercializare un hibrid de care noi suntem foarte mândri. Este vorba de Dominet, un hibrid de tomate cu creștere semideterminată. El are un mic mucron special legumelor din bazinul legumicol din Izbiceni. Tomate care ne-au uimit plăcut din punct de vedere al cantității de recoltare, din punct de vedere al culorii și, în ultimul rând, din punct de vedere al gustului. Vorbit astăzi în fața fermierilor și despre importanța calculării corecte a volumului de soluție ce trebuie aplicat. Să nu uităm că produsele de protecție a plantelor în România sunt omologate la suprafață, la hectar. Recomandăm de asemenea calcularea corectă a volumului de soluție în funcție de suprafața în solar, respectarea dozei și, evident, respectarea și citirea corectă și respectarea tuturor recomandărilor de pe eticheta produselor. Un eveniment extraordinar cu oameni mulți, așa după cum vedeți dumneavoastră, solar extraordinar, cultura se prezinte foarte bine, dar în ciuda temperaturile care a avut anul ăsta culturile noastre, dar s-a trecut cu bine totuși peste lucrurile acestea care le-am întâmpinat în decursul anului acesta, în primăvara aceasta. Un cultivator de zmeură din Buzău speră să dea lovitura cu un soi minune. Este vorba despre un hibrid cultivat în America Centrală, iar agricultorul plătește o redevență anuală pentru a avea drept de cultivare. Investiția se amortizează foarte repede, asta pentru că soiul importat este de 4 ori mai productiv decât unul autohton. Zmeura acestui producător este atestată bio, iar pentru aceasta buzoianul și-a amenajat propria fermă de râme pentru îngrășarea terenului. Un soi de zmeură din America Centrală a prins rădăcini la Poșta Câlnău. Dănuț Panait, unul dintre cei mai mari cultivatori de zmeură din Buzău, a decis să înlocuiască soiurile românești cu unul adus de peste hotare, despre care se spune că ar avea o producție mai mare și, în același timp, are și o coacere mai lentă, ceea ce îi aduce agricultorului mai puține pierderi. Avem un plapping creat în America Centrală, un soi cu dimensiuni foarte mari, o plantă care nu are spini, și datorită mărimii fructelor și productivității, această plantă, în decurs de un an de zile, produce un kil de fructe garantat. Soiul american mai este cultivat doar de 2 alți români din Ardeal. Buzoianul a adus plantele de la un institut de cercetare. Am găsit un institut de cercetare, până să pot să-i dau numele, este vorba de către Institutul de Cercetare Planasa, unde am făcut o întrebare despre soiuri noi de zmeură. Mi-au răspuns că au un soi creat în 2019 sau 2020, chiar nu mai știu exact, dar vânzarea lui este cu o redevență, adică plantele nu se găsesc în magazine și atunci va trebui să plătim o taxă anuală
în care noi ne angajăm că nu vom distribui soiul în altă parte, iar ei se angajează că nu vor aduce noi producători la o rază de mai puțin de 50 de kilometri de noi. Acest soi mai este cultivat în România? Da, mai este cultivat de către două persoane în Ardeal, nu știu exact locația, dar este foarte scump, ca să spun așa, adică o investiție pe un hectar poate duce undeva la 100-150 de mii de euro. Zmeura americană pare că s-a adaptat foarte bine la solul românesc. O singură plantă produce o cantitate de fructe de până la 4-5 ori mai mult față de soiurile autohtone, iar culesul este foarte ușor. Dacă observăm, toate fructele sunt în afara plantei, ceea ce ne permite să le culegem cu ușurință și să avem un randament mai mare la cules. Din acest motiv, un om care culege în acest soi poate recolta ceea ce alții 3 sau 4 culegători culegeau în soiurile autohtone ca și cantitate. Plantația de zmeură americană de la Poșta Câlnău se întinde pe un hectar de pe care cultivatorul speră să obțină o producție de 20 de tone. După 3 ani de muncă, în aceste zile, agricultorul a cules primele fructe de zmeură. Pentru că fructul este mult mai mare, o persoană poate culege un kilogram în 15 minute față de 40 de minute pentru soiurile autohtone. Față de acestea care sunt soiuri nou create. Și mărimea se poate vedea că e mult mai mare. Uitați, chiar poți rupe așa. Se poate face diferența între soiul autohton și soiurile care sunt... Acesta chiar a fost mâncat de ceva. Acum nou create. Plantația de zmeură este una bio, iar pentru aceasta buzoianul și-a amenajat o fermă de râme care produc un îngrășământ natural. Râmele mănâncă compostul care îl băgăm noi aici. Prin digestia lor se obține humusul natural care nu trece nici pe lângă apă, nici pe lângă alte produse incorporate. Deci, practic, 100% Și acest humus natural. Cum ajută planta? Păi e un îngrășământ de bază de sute de mii de ani. Râmele au lucrat pe pământ și practic ele țin existența pe această planetă. Producătorul vinde 80% de recoltă către 3 lanțuri de supermarketuri, iar prețul este unul pe măsură. Un kilogram de zmeură pleacă din plantație cu 50 de lei. La doar câțiva pași de agitația orașului, pe un drum șerpuit unde natura ți se prezintă în cea mai pură formă, un indicator anunță mierea. Cu mierea e de-a locului, doi gospodari îndrăgostiți de gustul ei, dar și de prospețimea fructelor, au avut un vis, pe care l-au și transformat în realitate. Așa s-a născut Melinis. Este Melinis sau Meliniș? Ambele. Ambele? Inițial a fost Meliniș, pentru că, de aceea n-am spus ideea, merit de la miere și nici de la nici cu valea unde suntem. Unul prieteni au zis, poate merge mai frumos Melinis, pentru că e mai universal. Un chimist și o fiziciană, fiecare cu slujba lui și cariera lui, și-au dat seama în urmă cu 3 ani că sunt pe cale să descopere ceva unic. Pe valea aici noi suntem în localitatea Mierea. Deci sunt foarte mulți agricultori. Mai jos, niște ani în urmă, era cineva care și acum vinde căpșuni, zmeura atunci vindea căpșuni. Soția cumpărase o mașinărie care să permită un deshidrator care să facă tot soiul de biscuiți. Am amestecat mierea cu fructele, separam sucul, a venit ideea de a le pune împreună și a vedea ce poate să facă acel deshidrator. Ca să vadă dacă dulcele era și pe placul altora, au început să le ofere prietenilor, care s-au arătat mai mult decât încântați. Acela a fost momentul în care Daciana și Constantin au decis că e cazul să producă mai mult. Când îi întrebi care produs din gamă le place cel mai tare, îți răspund fără tăgadă. Pentru mine cel de trandafir, fără discuții. Cel de trandafir. Cred că și pentru mine cel de trandafir. Și este acea dulceață, miere, Melinis. Cât despre gust, acesta nu poate fi comparat cu nimic. Ne-au spus-o și ei, dar ne-am convins și singuri. Mamă, e chiar foarte bună.
comunele argeșene, Popești, Izvorul, Recea și Buzoiești au cu ce se lăuda la propriu, după ce drumul care le tranzitează a fost dat exemplu de bune practici la Bruxelles. Proiectul a fost realizat cu fonduri europene și deschide noi orizonturi dezvoltării rurale în zona de sud a județului. Investiția are ca obiectiv creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea rețelei transeuropene de transport TEN-T. Toate aceste sate prin care tranzitează acest drum arată ca niște comune europene. Un alt obiectiv este și deschiderea către mediul de afaceri, pentru că este mult mai ușor să ajungi în aceste localități și să-ți deschizi o afacere sau, dacă o ai, să o întreții. Pentru atingerea acestor obiective a fost nevoie de o conlucrare susținută a primăriilor din comunele Popești, Izvorul, Recea și Buzoiești, cu conducerea Consiliului Județean Argeș, pentru a rezolva problema cererii de transport în condiții de securitate. Este vorba despre un proiect pe fonduri europene, este vorba de drumul 504 care pleacă de la Buzoiești și se termină la Popești, în județul Argeș, cu o lungime de 26 de kilometri, un drum care este în rețeaua TEN-T, rețeaua care reprezintă drumuri regionale din regiunea Sud-Muntenia, practic pleacă din Buzoiești, din satul Vulpești și ajunge până în Giurgiu. La fel, noi mai avem pe fonduri europene un drum care pleacă din apropierea de Pitești și ajunge în Giurgiu, este vorba despre 503, care are finanțare tot pe fonduri europene, tot pe această axă. Aceste două proiecte se încadrează în programul operațional regional 2016-2020, având ca finalizare sfârșitul acestui an, mă refer la drumul 503, iar drumul 504, tocmai astăzi am avut ultima conferință de finalizare a proiectului. Astfel a crescut viteza de tranzitare a celor patru comune, dar concomitent s-a scurtat și perioada de tranzitare a acestora. În plus, aspectul localităților s-a schimbat radical prin faptul că infrastructura adiacentă căilor de rulare este una specifică standardelor europene. Este o facultate nouă, cu suflu nou. Vii aici și ești pregătit să conduci în orice domeniu. Super, ce să zic. Viața de student e frumoasă. Chiar dacă aveam de ales, tot la agronomie mă duceam. Înveți management fără să realizezi. Este un management al schimbării pe care îl înveți în comunitatea din facultate. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.